Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local Reghin pentru miercuri 30 aprilie ora 15 la sediul primăriei. Ordinea de zi cuprinde 24 de puncte, iar primul este proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului pentru acest an. Totodată se va stabili prețul de plecare la licitație pentru masa lemnoasă aparținând ocolului Silvic Reghin. Un alt proiect este pentru aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 de lei în vederea participării formației de dansuri populare Gyöngyi Virág la Festivalul Internațional al Tineretului European, organizat în iulie în Ungaria. Se va avea în vedere și retragerea dreptului de administrare a spitalului asupra imobilului situat în strada Republicii numărul 1. Se va decide și dacă va fi mandatat consilierul Mihai Pădurean ca reprezentant al municipiului în adunarea generală ordinară a acționarii Aquaserv. Se va discuta și situația juridică a castelului din Apalina. Un alt punct va fi aprobarea realizării demersurilor legale în vederea obținerii avizului conform al Ministerului Afacerilor Externe pentru proiectul acord de înfrățire între municipiul Reghin și orașul Lubaciov din Republica Polonă. De asemenea, vor fi în atenție lista de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii. Se vor desemna și noi reprezentanței Consiliului Local în consiliile de administrație la unitățile de învățământ din municipiu. Se va stabili totodată componența delegației municipiului Reghin, ce se va deplasa în orașul Lubaciov din Polonia la finele lunii iunie. Întâlnirea va fi transmisă în direct la Dareghin TV, începând cu ora 15.